Bună seara! Din cabina de traducere, Adrian Bocăneanu vă spune bun venit la ediția internațională a programului Anul 2000 și dincolo, Descoperiri în profeție. În seara aceasta vom studia marile profeții biblice care se găsesc în Daniel, capitolul al doilea. Vom studia despre ridicarea și prăbușirea imperiilor. Vom studia despre felul în care Dumnezeu a prevăzut cu 2500 de ani înainte ridicarea și prăbușirea imperiilor, precum și evenimente care au loc în zilele noastre și viitor. În seara aceasta, când veți pleca din sala aceasta, veți pleca cu o mai mare încredere într-un Dumnezeu care ține lumea aceasta în mâinile Lui. Un Dumnezeu care are un plan pentru planeta Pământ. Următoarea întâlnire de miercuri seara vom vorbi despre lumea aceasta plină de tulburare în care trăim. Domnul Hristos ne-a redat 20 de semne ale apropiatei sale reveniri. În acestea, El descrie chiar situațiile pe care le descoperim în societatea noastră. Foamete, boli, criminalitate, violență, prăbușirea familiei. Atunci când Iisus descrie aceste semne în capitolul 24 din Matei, este aproape ca și când am citit titlurile din ziare. Biblia este, de fapt, mai actuală decât ceea ce citim în ziare. Dar Biblia prezintă aceste semne care se vor desfășura chiar înaintea revenirii Domnului Hristos. Vor fi foarte impresionant înfățișate pe ecran. Această numărătoare inversă spre veșnicie are loc chiar acum. Și vom fi încântați să aflăm că lumea aceasta nu este destinată holocaustului nuclear, nu este destinată distrugerii. Lumea aceasta se îndreaptă spre destinul ei și anume spre momentul în care Domnul Hristos însuși va inaugura era cea nouă. Așteptați acest program pentru vineri seară. Vă rog ca să nu lipsiți nicio singură seară pe măsură ce vom desfășura împreună profețiile din Daniel și Apocalipsa. Oriunde vă aflați în lume, veți avea ocazia ca să primiți material suplimentar. Tini, te rog, până seara și bun venit! În cursul acestei serii de descoperiri profetice veți primi o varietate de materiale suplimentare. Fără îndoială, venind seară de seară, veți primi broșura aceasta sau un rezumat al prezentării de seară de seară. Deci, dacă veți veni seară de seară, veți avea numai puțin de 26 de mici rezumate ale programelor noastre. De asemenea, dacă veți participa de 15 ori, veți putea să primiți o Biblie potrivit cu condițiile pe care organizatorii din fiecare țară le vor transmite. De asemenea, dacă veți avea întrebări, nu ezitați ca să vă adresați organizatorilor locali. Deci vă rog, adresați-vă organizatorilor locali ca să puteți să primiți materialul acesta. Veți fi deosebit de binecuvântați prin participarea dumneavoastră. Vă rog, nu lipsiți nicio singură dată. Programul acesta este destinat ca să vă aducă fericire și încredere în viață. Unul dintre punctele speciale care va îmbogăți programul nostru este punctul de sănătate. Îl invit pe Glenn Alderhar ca să introducă pe cei care au pregătit acest program. Dan Matthews, care este prezentatorul programului de televiziune Magazinul Stilului de Viață,
a pregătit programul de sănătate care urmează. Poate că unii dintre dumneavoastră nu o să fiți prea încântați de ceea ce vom prezenta în seara aceasta, pentru aceia dintre dumneavoastră care aveți o ceartă cu cântarul, pentru că programul care urmează este despre obezitate. Bună seara, eu sunt Dan Matthews. I guess it's time we face it. Per capita, America is now the most overweight nation in the world. America este, ținând seama de populație, cea mai obeză țară din lume. Ce putem face în privința aceasta? Să luăm aminte la sfatul pe care doctorul Richard Hart de la Loma Linda ne-l va prezenta. Sunt câteva lucruri de bază pe care le putem face pentru noi și pentru familiile noastre. Îngrășarea, obezitatea, marea problemă a Americii. Iată cam ce însemnează 2,5 kg în plus de grăsime. Dacă aveți 8 kg în plus, aveți asemenea 4 pachete în plus pe dumneavoastră. Iată, avem împreună cu noi doi colegi de la Centrul de Sănătate al Universității de Sănătate Publică al Universității Loma Linda să discutăm împreună despre obezitate. Aproximativ o treime din populația americană are cel puțin 20% în plus față de greutatea normală. Ce ar trebui să facă o persoană care are o greutate excesivă? Primul lucru pe care trebuie să le țină minte cei care au o greutate prea mare este că trebuie să fie mereu în mișcare. Nu trebuie să gândească la niște lucruri extraordinare, maraton sau altceva. Să meargă, să înalte câte calorii se consumă prin efortul fizic. De exemplu, cineva care merge 1500 de metri, 1600 de metri, consumă în jur de 100 de calorii. Sigur, depinde de la persoană la persoană, de la condiții la condiții, dar în general 100 de calorii. Asta se face multă reclamă pentru tot felul de aparate pentru mișcare fizică. Sunt acestea necesare? Sigur, acestea nu fac rău. Necazul este că multe persoane le cumpără și nu le folosesc. Aceasta nu ajută la nimic. Ai putea să ne spui ceva despre efectul nutriției asupra obezității? Sigur că da. Prima cerință este mișcarea fizică, a doua este controlul alimentației. Nu e vorba numai de cantitatea hranei, ci este mai ales vorba de calitatea, ce anume mâncăm. Deci, problema pentru cei mai mulți nu este cantitatea, ci este calitatea. Ce vrei să ne spui în privința aceasta? Care sunt câteva dintre direcțiile pe care să le urmărim? Trebuie să începem să consumăm mai mulți hidrați de carbon complex, așa cum se găsesc în fructe, în cereale integrale, în zarzavaturi, în leguminoase. Prea multe persoane în America și pretutindeni consumă alimente prea rafinate. Ce este cu grăsimile adăugate, grăsimile vizibile? Acestea aduc foarte multe calorii, grăsimile pe care le adăugăm ca ulei, ca unt, maioneză, sosuri. Dar ce înseamnă de fapt a fi obez? Eu, de exemplu, sunt obez. Măsura cea mai bună a obezității o dă cantitatea de grăsime din corp, nu numai greutatea. Există diferite metode pentru a determina gradul de obezitate al cuiva. Și anume, cea mai exactă metodă este aceea de a măsura grăsimea din corp în stare de scufundare. There's a lot of people that did this many years ago and their weight hasn't changed very much but their percent body fat has. Sunt persoane a căror greutate totală nu s-a schimbat de-a lungul anilor, dar al căror procent de grăsime s-a schimbat foarte mult. Iată metoda. Iată, spune te rog ce facem aici. Deci acum va trebui să intri complet sub apă și noi vom citi cântarul.
Vom, te vom măsura cât cântărești sub apă, te vom măsura cât cântărești deasupra apei și aceasta ne va da măsura exactă a cantității de grăsime sau procentului de grăsime din corpul tău. Acum spune-mi, te rog, adevărul, teribilul adevăr. În corpul tău ai grăsime 22% din corp. Ce înseamnă aceasta? Ei, data viitoare e rândul tău, Dan. Bine, voi veni și eu. Acesta a fost Dan Matthews. Mulțumesc! Comitetul nostru muzical ar dori ca muzica pe care vă prezentăm să fie cât se poate de încurajatoare să vă apropie de Domnul Iisus Hristos. Kelly este una dintre acele persoane care cântă la pian zâmbit întotdeauna. Ea va cânta împreună cu Wendley Phipps minunatul imn creștin, Ce mare ești! Ce mare ești! O Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands hast made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul,
what a great God we serve. Ce Dumnezeu mare este cel căruia îi servim. To study one of the most magnificent prophecies ever written in. În seara aceasta vom studia una dintre cele mai extraordinare profeții din Biblie. Înainte de aceasta vă invit să plecați capul ca să cerem acestui mare și puternic Dumnezeu să vină să locuiască în inima noastră, să ne aducă pacea și încrederea pe care numai El ni le poate da. Tată care ești din ceruri, privind asupra Universului, simțim că ești un Dumnezeu mare, puternic, atotputernic. Simțim că acel Dumnezeu care conduce stelele, conduce și istoria. Și în seara aceasta, când vom privi la ridicarea și prăbușirea națiunilor, când vom privi la profețiile Bibliei privitoare la viitorul acestei lumi, te rog ca să deschizi mintea noastră, inima noastră și să ne dai încrederea că viitorul acestei lumi este în mâinile tale. În numele lui Iisus. Amin. Subiectul meu în seara aceasta se intitulează Numărătoarea inversă spre veșnicie. Sunetul de tobă al istoriei răsună iar și iar. Mersul înainte al națiunilor, destinul națiunilor, arată că, într-adevăr, cuvântul lui Dumnezeu a fost întotdeauna precis și s-a împlinit. În seara aceasta, numărătoarea inversă spre veșnicie. Cu câtva timp în urmă eram singur acasă și am mers într-un magazin, a trebuit să fac ceva cumpărături. Când am ajuns la casă, știți că acolo sunt diferite ziare și reviste și, într-adevăr, era ceva neobișnuit. Când am ajuns acolo, am văzut unul dintre acele ziare care prezintă vești senzaționale, informații neobișnuite. Știți, nu le citim și nici eu nu le citesc. Vreau să știți că niciodată nu cumpăr așa ceva. Asemenea ziare sunt doar pentru oamenii care preferă să fie hrăniți cu informații senzaționale. Totuși, trecând, ochii mi s-au oprit asupra acestui ziar, m-am oprit și mi-am holbat la el și în cele din urmă l-am cumpărat. Titlul spunea Profeții biblice pentru 1996. Profeții, preziceri biblice pentru 1996. Aceasta era în ianuarie și eu știam foarte bine că în octombrie eu voi prezenta subiectul acesta. Așa că am zis, hai să mă uit ce scrie aici. Se spunea că în februarie 1996 milioane de oameni se vor converti la creștinism. Februarie a trecut și nu s-a împlinit. Mai scria că în martie 1996 o căldură fără precedent și secetă fără precedent va distruge toate recoltele în America. Și aici au greșit. Apoi mai spunea că în Europa, în vara lui 96, în Germania și în Franța, bursa se va prăbuși și că va apărea anticristul în Europa. A treia eroare. Nici asta nu s-a întâmplat. Și apoi se mai spunea că în iulie 96 va fi o furtună și trăznete și că o imagine înaltă de o milă, de un kilometru și jumătate, se va ridica deasupra capitalei americane. Nici asta nu s-a împlinit. Următoarea profeție m-a interesat foarte mult. Se spunea că în toamna lui 96 un evanghelist va predica și că va fi prezentat pe televiziune și că va fi prezentat în timp ce se va înălța la cer. Oh, dar aceasta spunea că se va întâmpla la Dallas și nu. Deci mi-am dat seama că nu voi fi eu. Dar nici aceasta nu s-a întâmplat.
Apoi se va spunea că la Montreal, în august, se vor vedea cei patru călăreți din Apocalipsa călărind pe străzi și că apoi vor fi văzuți și în Copenhaga. Nici asta nu s-a împlinit. Și vedeți, titlul era previziuni biblice. Nu era niciun text biblic înăuntru. De ce au scris așa? Pentru că voiau să-și vândă ziarul. Interesul nostru în profețiile biblice este de altă natură. Milioane de oameni își dau seama că ne apropiem de anul 2000. Ei știu că pe măsură ce ne apropiem de anul 2000, s-ar putea ca în acest ultim deceniu al acestui mileniu, poate că ne vom întâlni cu sfârșitul timpului, poate că intrăm în era cea nouă, poate că trăim chiar în pragul veșniciei. Și de aceea, asemenea ziare de senzaționalism fac apel la aceste așteptări ale oamenilor. Dar în tot acel material nu era nici măcar un singur text biblic. Erau neadevăruri, jumătăți de adevăruri, erau fel de fel de lucruri. Dar, prietenii mei, privind la ceea ce se întâmplă în lumea de astăzi, ne dăm seama că ceva esențial este greșit. Iată evenimentele care se desfășoară în aceste ultime săptămâni și zile în Orientul Mijlociu. Așa cum știți, israeliții au început să sape un tunel alături de Via Dolorosa și aceasta a stârnit o explozie de violență în Gaza, pe malul occidental al Iordanului. Ideea că Ierusalimul va fi în continuare capitala Israelului a stârnit un vulcan sau tras focuri de armă. Nu numai cu gloanțe de cauciuc de avertisment, dar și cu gloanțe adevărate, cu muniție de război. Ce va păstra, ce aduce viitorul pentru noi? Criza aceasta din Orientul Mijlociu va inflama, va aprinde toată lumea, va ajunge tot pământul să fie o grămadă de cenușă. Avem în privința aceasta informații de la astrologi, de la horoscoape, ne spun ceva prezicătorii de viitor. Nu trebuie să ne bizuim pe aceștia, putem să ne îndreptăm spre cuvântul demn de încredere al lui Dumnezeu. De-a lungul secolelor, Dumnezeu a descoperit viitorul. De fapt, Dumnezeu ne provoacă prin profetul Isaia, el ne spune, Isaia 46, versetele 9 și 10, căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Eu sunt Dumnezeu și nu este niciunul ca mine. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple. Ce face Dumnezeu? Ce spune? El anunță de la început ce avea să se întâmple și din vechime lucrurile care nu se întâmplaseră. Dumnezeu este Cel care anunță sfârșitul de la început. Nu parapsihologii, nu astrologii, nu revistele și ziarele care promovează informații senzaționale. Niciunul nu este ca mine care să declare, să anunțe viitorul de la început, spune Dumnezeu. A făcut Biblia acest lucru? A descoperit Biblia viitorul? Da, veniți împreună cu mine. Vom vorbi în seara aceasta despre visul unui împărat din vechime. În dormitorul, în camera de culcare a împăratului Babilonului, mergem înapoi cu 1000 de ani, 2000 de ani, 2500 de ani. În camera de culcare a împăratului Babilonului. Pătrundem prin poarta zeiței Iștar, chiar în palatul din centrul Babilonului, împăratul Nabucodonosor merge la culcare, dar în timp ce doarme are un vis ciudat. În timp ce doarme, are un vis care îl tulbură. Dimineața se trezește și nu-și mai poate aminti ce a visat. Vi s-a întâmplat vreodată să visați, dimineața vă treziți și nu vi-l mai puteți aminti? Poate că seara a mâncat prea multă pizza.
Poate că prietenii mei din Polonia au mâncat prea mult borș. Sau poate că prietenii mei germani au mâncat prea multă varză acră seară. Poate că italienii au mâncat prea multă spaghete. Sau poate prietenii mei din China au mâncat, nu mai știu ce au mâncat. Ați mers la culcare și digestia a mers greu și ați avut un vis ciudat și vă treziți odată cu transpirație pe frunte. Poate că și Nabucodonosor, nu, el nu avusese un banchet în seara aceea. A fost un somn sănătos. Dar Dumnezeu i-a dat un vis. Nu mâncarea peste măsură, ci Dumnezeu a produs acest vis. Așa că el a chemat pe înțelepți, a chemat pe astrologi, pe parapsihologi, pe prezicători ai viitorului. Biblia vorbește în felul acesta. Capitolul 2 din Daniel, în al doilea an al domniei lui Nabucodonosor, el a avut niște visuri, Duhul i-a tulburat și i-a pierit somnul. Așa că împăratul a poruncit să cheme pe vrăjitori, pe cititori în stele, pe descântători, ca să-i spună visurile. Vedeți, acești vrăjitori, acești magicieni, obișnuiau ca să spintece ficatul unui vițel și de acolo să spună, așa zice viitorul. Sau turnau ulei pe apă și spuneau, iată viitorul. Vrăjitorii erau cei care comunicau cu morții pentru a încerca să descopere viitorul pentru vii și morți. Cititorii în stele nu erau astronomi, ci erau cei care, privind constelațiile, modelul constelațiilor, pretindeau că spun viitorul. Deci el i-a chemat pe toți acești înțelepți, ei au venit în fața împăratului și el le-a spus, am avut un vis, visul acesta m-a tulburat și vreau să-mi spuneți ce am visat. Spuneți-mi ce am visat, spuneți-mi am visat și spuneți-mi ce însemnează. Și ei au spus, împărate, spune-ne ce ai visat și îți vom spune ce însemnează. Ascultați, vă rog. Dacă voi nu puteți să-mi spuneți ce am visat acum 24 de ore în camera mea, înseamnă că nu puteți să-mi spuneți nici ce se va întâmpla peste 24 de ani sau peste 240 de ani. Să știți că dacă nu-mi spuneți, am să vă tai mâinile, am să vă tai picioarele, am să vă spintec pieptul și am să vă scot inima afară. Așa că spuneți-mi imediat. Așa că acești înțelepți ai Babilonului au fost consternați, nu aveau nicio idee ce visase împăratul. Și împăratul a spus, executați-i, ucideți-i imediat pe toți și au început deja să fie executați. Dar între aceștia era și un tânăr de vreo 18 ani din Israel numit Daniel și el fusese adus din Ierusalim și intrase și el în școlile lor. Daniel, acest tânăr care slujea pe adevăratul Dumnezeu, a venit înaintea împăratului. Nu era unul dintre vrăjitorii sau astrologi din vremea aceea. Era un tânăr israelit care îl cunoștea pe Dumnezeu. Era un om cu adevărat înțelept. El a spus, împărate, acordă-mi puțin timp. Eu mă voi duce, mă voi ruga, îl voi căuta pe Dumnezeu, pentru că aceasta este o taină pe care eu nu ți-o pot explica. Este ceva prea tainic pentru mine ca să-ți pot descoperi. Există, prietenii mei, există niște taine, există în viața voastră niște încurcături, niște situații confuze cu privire la viitor. Daniel stătea în fața morții. Dacă el nu va putea să explice ce visase împăratul, știa că l-așteaptă moartea. Cu toate acestea, el stătea liniștit. Așa că el a mers și și-a deschis sufletul în fața înțeleptului Universului. A cerut răspuns. Și Dumnezeu i-a descoperit. Dacă a făcut-o pentru el, Dumnezeu va face și pentru voi. Atunci când aveți în față probleme în căsătoria voastră pentru care nu aveți o rezolvare, atunci când aveți necazuri cu copiii, atunci când aveți probleme în viața voastră, există un Dumnezeu în ceruri. Așa că Daniel s-a întors la Nabucodonosor și a spus,
Dumnezeu mi-a descoperit. Există cu adevărat un Dumnezeu în ceruri. Daniel a venit înaintea lui Nabucodonosor și i-a spus, Daniel 2:28, dar este în ceruri un Dumnezeu. Nu, poate că este. Cine știe? Poate că. Nu, este o mare probabilitate. Dar ce spune textul? Este un Dumnezeu care descoperă tainele. Ce face Dumnezeu? Descoperă tainele. El descifrează tainele. El descoperă tainele sufletului tău. Atunci când îi ceri, El este Dumnezeul Universului, dar este în același timp un Dumnezeu personal. Este un Dumnezeu în ceruri care descoperă tainele și care face cunoscut împăratului Nebucadnețar ce se va întâmpla în zilele de pe urmă. Visul pe care l-a visat Nabucodonosor și pe care nu și-l putea aminti a fost descoperit lui Daniel. Visul acesta, visat de Nabucodonosor și explicat de Daniel, conduce până la sfârșitul timpului. Daniel începe să-i vorbească. În patul tău, împărate, ți-au venit în minte gânduri. Iată, împărate, te uitai și iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta nu fusese făcut de o ființă omenească. Nu era făcut dintr-o piatră. Daniel începe să explice visul acesta. Chipul acesta, spune el, avea un cap de aur. Era un chip impresionant. Chipul acesta avea cap de aur, apoi parte de argint, apoi de arame, apoi lut și fier, și o piatră s-a desprins din munte și a lovit chipul acesta la picioare și toată imaginea aceasta, tot chipul acesta a căzut și s-a sfărâmat. Iar acea piatră care lovise și care zdrobise chipul, acea piatră a umplut întregul pământ. Într-adevăr, ce reprezintă visul acesta? Dacă ai fi fost Nebucadnețar, ce ai fi spus? Oh, da, Daniel, acesta este visul meu. Acesta este visul cu cap de aur, cu piept de argint, cu coapse de aramă, cu picioare de fier, cu partea de jos a picioarelor, cu parte de fier, parte de lut și cu piatra aceea care a izbit totul. Dar, Daniel, ce a însemnat aceasta? Unii vor zice, ei, vezi, profeția e un fel de a presupune, un fel de a ghici, unul spune așa, unul spune așa și fiecare crede și pui toate aceste explicații într-un coș, închizi ochii, tragi una și zice, a, e bine. Dar cine a dat visul acesta lui Nebucadnețar? Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu a dat visul acesta lui Nabucodonosor, nu este el destul de înțelept ca să dea și explicația? Acel Dumnezeu care i-a descoperit lui Daniel în ce a constat visul, același Dumnezeu avea să-i descopere și înțelesul visului. Daniel 2:38. Daniel îl privește pe Nabucodonosor și îi spune, tu ești capul de aur, dar după tine se va ridica o altă împărăție, mai neînsemnată decât tine, apoi a treia și a patra. Daniel îi spune lui Nabucodonosor, sunt patru metale, aur, argint, aramă și fier. Acestea reprezintă patru împărății, patru națiuni. Daniel privește la Nabucodonosor și îi spune, tu și națiunea ta din Babilon reprezintă capul de aur. Babilonul a fost o împărăție impresionantă care a condus lumea din 605 în 538, din timpul lui Daniel până la timpul nostru. Națiunea aceasta a stăpânit lumea.
dar prin profeția lui Daniel, Dumnezeu desemnează primele trei împărății. Apoi Noul Testament desemnează a patra împărăție. Suntem informați cu privire la ceea ce se întâmplă în cursul acestor împărății. Apoi profeția merge mai departe și descrie zilele noastre. Putem avea încredere în ceea ce Biblia spune cu privire la timpul nostru și viitor, pentru că profeția aceasta s-a împlinit de-a lungul veacurilor ca o săgeată care se îndreaptă spre țintă. Istoria a împlinit profeția aceasta ca și când profeția aceasta ar fi fost planul istoriei. Împărăția lui Nabucodonosor, Babilonul, a stăpânit lumea. O scrisoare descoperită de curând în Babilon este formată dintr-o scrisoare a lui Nabucodonosor. În scrisoarea aceasta, Nabucodonosor vorbește despre splendoarea pământului. El spune că pământul întreg s-a plecat la picioarele Babilonului. Babilonul a fost o împărăție uriașă. Numai cetatea Babilon, o cetate impresionantă, 160 de kilometri în circumferință, ziduri de 30 de metri înălțime. Zidul acesta era atât de larg încât două care puteau să gonească pe coama lui. Era înăuntru destulă rezervă de hrană pentru zeci de ani. De aceea, Nabucodonosor putea să spună că cetatea aceasta va dăinui pentru totdeauna. O inscripție descoperită în Babilon, emisă de Nabucodonosor, spune: O Babilon, plăcerea mea, să trăiești pentru veșnicie. În acea regiune astăzi atât de importantă în petrol de astăzi, Nabucodonosor ar fi dorit ca Babilonul să dăinuiască pentru veșnicie. Dorința lui era ca împărăția aceasta să nu ajungă niciodată la capăt. Dar Babilonul, poate veți dori să știți, se află la circa 120 de kilometri sud de Bagdad. Revista Time a prezentat nu demult un articol despre Saddam Hussein și s-a spus că eroul lui Saddam Hussein este Nabucodonosor. În acest articol se citează: Saddam s-a fotografiat nu demult într-o reconstituire a trăsurii de război a lui Nabucodonosor. Se vede că Saddam Hussein se închină lui Nabucodonosor ca eroul său. În cartea lui Daniel se vorbește despre Nebucadnezar, care a distrus Ierusalimul în 587. Acesta, se spune mai departe, este un avertisment. Știți, Nabucodonosor a distrus Ierusalimul și împărăția lui a fost distrusă. Saddam Hussein a încercat să distrugă Ierusalimul și, vedeți, profeția aceasta se împlinește. Dar împărăția Babilon nu avea să rămână pentru veșnicie. Așa cum am spus, Babilonul a dominat lumea între 605 și 539 înainte de Hristos. Dar profeția merge mai înainte. Este ca și când am privi printr-o fereastră, cortina profeției este dată la o parte și privim spre viitor. Daniel 2:39, după tine, după Babilon, se va ridica o altă împărăție, mai neînsemnată decât a ta. După Babilon, următoarea națiune care avea să se ridice a fost într-adevăr națiunea medo-persană, așa cum este descrisă prin pieptul de argint. Așa cum argintul este de o calitate inferioară față de aur, tot așa Medo-Persia nu avea să aibă aceeași putere ca și Babilonul. Cum s-a prăbușit Babilonul? Un nepot al marelui Nabucodonosor, Belșațar, într-o seară avea un banchet. Vinul curgea ca apa, cânta muzică,
perfumed Babylonian women in au adus în cele din urmă femei parfumate, sumar îmbrăcate, ca să le aducă plăcere. Și în timpul acesta, noaptea aceea de desfrâu a fost întreruptă de o mână misterioasă care a apărut și a scris pe perete în litere de foc, litere de purpură. A fost chemat profetul Daniel pentru că nimeni nu putea să citească inscripțiile acestea. Inscripția scria așa, Mene, ceea ce însemna Dumnezeu a numărat zilele tale și s-au sfârșit. Tekel, ceea ce înseamnă ai fost cântărit în cumpănă și găsit prea ușor. Pentru tot ce există pe lumea aceasta, există ultimul banchet, există ultimul pahar de vin, există ultima țigară, există ultima plăcere, există ultimul dans. Cântărit în cumpănă și găsit. Da, împărăția ta a fost împărțită și a fost dată mezilor și perșilor. De fapt, Biblia îi desemnează pe mezi și pe perși cu 150 de ani înainte. Nimeni nu putea să știe atunci cine avea să urmeze. Nimeni nu putea să știe. Dar cu 150 de ani înainte, numele lor este descris. Cir, împăratul sau generalul persan care avea să atace și să cucerească Babilonul, a fost desemnată în Biblie cu 150 de ani înainte de nașterea sa. Profetul Isaia descrie un eveniment care avea să se petreacă. Așa spune Domnul Dumnezeu, Isaia 45:1. Domnul către Cir, unsul său pe care îl ține de mână, ca să doboare neamurile, ca să deschidă porțile și să nu se mai închidă. În ce fel a fost cucerit Babilonul? Știți, istoria ne spune că food over the walls and said to the Medes and Persians, hey, don't worry about us, we can outlast you. Atunci când persanii și mezii au venit la porțile Babilonului, dinăuntru li s-a spus, nu ne pasă, avem râul, avem apă, avem hrană, nu ne pasă de tine. Dar Cir a pătruns în albia râului pe care l-a deversat datorită ospățului. Dinăuntru porțile erau deschise și a pătruns prin albia râului pe sub ziduri și a intrat chiar în interiorul cetății. Și într-adevăr, în noaptea aceea, fără luptă, Babilonul a căzut. Biblia desemnase pe persani. Biblia îl numise pe Cir, conducătorul medo-persani, care să cucerească Babilonul. Iată acest cilindru al lui Cir, care a fost găsit astăzi, care se găsește acum în secțiunea arheologică a Muzeului Britanic din Londra. Aici este un raport în stâncă care vorbește despre atacul lui Cir. Este scris în piatră. Într-adevăr, Biblia este exactă, este precisă. Biblia nu face presupuneri, nu ghicește. Medo-Persia avea să conducă lumea între 539 și 331 înainte de Hristos. Dar după Medo-Persia avea să urmeze o altă împărăție, și anume coapsele de aramă. Iată Daniel 2:39, apoi o a treia împărăție de aramă, care va stăpâni peste tot pământul. Știe cineva ce a urmat? Imperiul grecesc. Grecii, sub Alexandru cel Mare, la 33 de ani, s-a ridicat la mare strălucire. Din întâmplare, atât Alexandru cât și Iisus au murit la 33 de ani. Unul a câștigat împărăția lui Dumnezeu pentru noi toți. Celălalt a încercat să cucerească împărățiile lumii. Împreună cu armatele sale, le-a atacat pe Medoperși și i-a înfrânt în câteva bătălii mari. I-a atacat și i-a cucerit. Un istoric spune, sunt convins că nu exista neam, cetate sau popor unde numele său și acțiunile sale să nu fi ajuns.
Biblioteca istorică, cartea 16, spune istoricul, mi se pare, este evident că o mână divină a dominat atât nașterea sa, cât și acțiunile sale. Iată, chiar istoricieni care nu cred în Dumnezeu vorbesc despre impresia pe care o au că acest om a fost condus de Dumnezeu. O mână divină l-a condus. Babilonul, Medo-Persia și Grecia. Dar avea să rămână Grecia să domine pentru totdeauna? Grecia a stăpânit lumea între 331 și 168, dar Roma a început să se ridice la supremație militară și Roma este descrisă ca cea de-a patra împărăție, Daniel 2:40. Va fi în cele din urmă o a patra împărăție, tare ca fierul. După cum fierul spărâmă și rupe totul, ea va fi a patra împărăție. Deci Babilonul, Medo-Persia, Grecia și în cele din urmă a patra împărăție, romanii i-au zdrobit pe greci. Într-adevăr, Imperiul Roman s-a întins pe toată lumea cunoscută în vremea aceea. Roma, într-adevăr, a urmat în ordine. Roma a dominat lumea între 168 și 476 după Hristos. Ascultați pe unul dintre cei mai mari istorici cu privire la Roma. Iată ce spune el. Imaginile de aur, argint și aramă ar putea să reprezinte foarte bine națiunile și pe împărații lor, care au fost succesiv zdrobiți de monarhia de fier a Romei. Iată, un istoric celebru, Gibbons, preia aceste imagini din Daniel. Aurul, Babilonul, argintul, Medo-Persia. Și toate acestea aveau să fie zdrobite de împărăția de fier a Romei. Aici este marșul istoriei. Avea să mai fie încă o împărăție, avea să fie cineva care să înfrângă Roma și să se ridice la dominație mondială. Dacă ați fi văzut, aurul, argintul, arama, ar fi putut să urmeze zincul, plumbul, știu eu, o mulțime de alte metale. Să vă pun această întrebare. Aceia dintre voi care studiați istoria, ce știți despre Roma? A fost Roma zdrobită de vreo a cincea împărăție mondială? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat cu Roma? Nu, Roma nu a fost înfrântă de vreo a cincea națiune, de vreun al cincilea imperiu mondial, ci a fost divizată. Și Biblia spusese cu mii de ani înainte că avea să fie o împărțire a acestei împărății. Dacă ai văzut, spune Daniel 2:41, dacă ai văzut partea de jos a picioarelor, parte de fier și parte de lut, ce se va întâmpla? Ce se va întâmpla? Va fi împărțită. 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 Western states, what shall it be divided? Canadians, what shall it be divided? Ce spuneți voi din diferitele părți ale lumii? Ce va fi? Va fi împărțită. Împărăția aceasta va fi împărțită. Și într-adevăr, Roma a fost împărțită, exact așa cum spusese Biblia. Triburile barbare au apărut, au mărșăluit asupra Romei. Alemanii, cunoscuți astăzi ca nemții, burgunzii, așa cum sunt cunoscuți astăzi în Elveția, francii, care au format Franța, lombarzii, care au format Italia, saxonii, pe care îi cunoaștem astăzi ca englezi, suevii, portughezi, visigoții în Spania, și au fost alte trei triburi barbare, heruli, vandalii și ostrogoții, care s-au stins, s-au dispărut. The invasions that occurred
Dacă ne gândim la invaziile care au avut loc după prăbușirea Romei, pe la jumătatea secolului al IV-lea, anul 351, Roma a început deja să se destrame. Biblia spune, vedeți, Babilonul, Medo-Persia, Grecia, apoi Roma, și apoi, după împărțirea Imperiului Roman, apoi avea Europa să fie împărțită, să fie divizată. Istoria a confirmat acest model. Și acum Biblia vorbește foarte clar despre viitor. Versetul 43. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar națiunile europene s-au împărțit și au fost încercări de a uni Europa prin căsătorii. Deci Europa, spune Dumnezeu, avea să fie împărțită, dar se vor face încercări prin căsătorii de a reuni Europa. Napoleon s-a căsătorit, de exemplu, cu Luiza de Austria într-o încercare de a atașa imperiului său, imperiul austriac. Am avut de mai multe ori privilegiul să locuiesc și să lucrez în Europa. De exemplu, am petrecut 6 săptămâni în Copenhaga și am fost în marile castele ale Europei. Am fost la frumosul castel Frederiksborg, nu departe de Copenhaga. Pe un perete este un arbore genealogic al Europei. În acest arbore genealogic sunt împărații, împăratul Frederic și regina Diana. În momentul acela, prin aceștia doi, toate națiunile pământului Europei erau unite. Sau să luăm Germania. A fost un moment în care casa de Hanovra s-a căsătorit, s-a înrodit prin căsătorie cu casa regală britanică pentru a uni. De-a lungul întregii istorii au fost asemenea căsătorii prin care s-a încercat reunirea Europei, dar Biblia spusese, dar nu vor fi lipiți unul de altul. Au încercat lucrul acesta iar și iar. Dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. Încercări prin căsătorie, încercări prin război, încercări prin politică, dar cu toate acestea, țările Europei reprezintă o mărturie elocventă cu privire la acuratețea profețiilor biblice. Au fost atâția, Carol al V-lea, Carol al XIV-lea al Franței, care au încercat unirea Europei. Dar Biblia spusese, nu se vor alipi unii de alții. Toți conducătorii, toți politicienii au încercat ca să înfrângă această profeție, dar nu au reușit. Aceste cuvinte s-au dovedit de-a lungul istoriei imbatabile. Nu se vor lipi unul de altul. A încercat apoi Napoleon ca prin război să unească Europa. În timp ce Napoleon încerca prin război să unească Europa, Biblia spunea că și încercarea lui avea să dea greș. În bătălia de la Waterloo, Napoleon a fost învins. Se spune că Napoleon a strigat atunci, Dumnezeule, tu ești prea puternic pentru mine. Capul de aur, Babilonia, argintul, Medo-Persia, Roma, Grecia, fierul, Roma, apoi încercările de a uni fierul și lotul, dar nu reușește.
Cuvântul lui Dumnezeu s-a dovedit adevărat. Dar nu vor fi lipiți unii de alții. Un istoric, descriind înfrângerea lui Napoleon, spune: care a fost principalul adversar al acestei formidabile puteri, adică al lui Napoleon? Cine l-a ținut în, cine l-a înfrânt? Nimeni și nimic, ci manifestarea directă și clară a intervenției lui Dumnezeu. Într-adevăr, a fost Dumnezeu care conduce. Națiunile sunt în mâna lui Dumnezeu. Destinul națiunilor este în mâinile celor care a creat Universul. Istoria acestei lumi are un cel. Istoria acestei lumi nu este un haos, nu este un amestec fără sens de evenimente. Istoria acestei lumi nu este în mâinile vreunui împărat, în mâinile vreunui președinte sau vreunui dictator. Istoria acestei lumi este în mâinile lui Dumnezeu. Biblia spune că vor fi conducători ai lumii care vor încerca să unească lumea. În secolul nostru, am trecut prin primul război mondial și prin al doilea război mondial. Niște conflicte teribile, bombardamente, mii și milioane de oameni au fost pierdute. În secolul acesta s-au făcut încercări de a uni Europa de către diferiți conducători politici, prin armate, pentru a fixa destinul Europei. Dar destinul acestei lumi nu este în mâinile oamenilor, este în mâinile lui Dumnezeu. Churchill, Roosevelt, Stalin s-au întâlnit la Yalta pentru a decide istoria, viitorul politic după cel de-al doilea război mondial. Dar din nou, istoria nu a fost în mâinile lor, nu a fost în mâinile conducătorilor lumii. Mulți conducători ai lumii au încercat să țină lumea în mâinile lor. De Gaulle și alți conducători au încercat să modeleze destinul lumii. Hitler a încercat, Truman a încercat să hotărască destinul lumii. Eisenhower, Castro, și el a sperat că va putea să țină în mâinile sale. Și Hrușciov a încercat să țină în mână destinul omenirii. Mulți au sperat, dar numai cel ce ține, numai unul este cel care dă direcția istoriei. Acesta este Iisus Hristos, acesta este Dumnezeul nostru. Conducători politici se ridică și cad, dar Dumnezeu este veșnic. Conducători politici vin și se duc, dar Dumnezeu este veșnic. Capul de aur, pieptul de argintă, coapsele de aramă, picioarele de fier, partea de jos a picioarelor de fier și de lut, care nu se unesc, au încercat să se unească prin mijloace politice, prin căsătorii. Dar care este următorul eveniment? Nu trăim în timpul capului de aur sau argintului sau aramei sau picioarelor. Unde trăim acum? Trăim la partea de jos a picioarelor. Care este următorul eveniment în istorie? Biblia zice, visul este adevărat și tâlcuirea lui este temeinică. Și apoi Biblia merge mai departe și spune că o piatră care s-a desprins fără ajutorul vreunei mâini. Ascultați! În vremea acestor împărați, acestor conducători politici care încearcă să unească Europa, în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată. Piatra reprezintă împărăția lui Iisus Hristos. Nu suntem în timpul capului de aur sau argintul sau rama sau fierul, nu. Nici nu suntem la începutul Europei divizate. Stăm pe un adevăr temeinic. Stăm pe un adevăr, o temelie solidă. Piatra reprezintă împărăția lui Dumnezeu. O piatră care se desprinde din munte fără vreo mână este Iisus Hristos. Aici este descrisă revenirea Lui. Următorul eveniment este revenirea Domnului Hristos.
împărăția lui Dumnezeu va sfărâma, va spulbera toate împărățiile lumii acesteia, dar ea va sta pentru totdeauna. Ea însăși va dăinui veșnic. Babilonul s-a ridicat pentru un timp și s-a prăbușit. La fel Medopesia, la fel Grecia, la fel Roma. Dar este o împărăție care va sta. Este o împărăție care vine și care este permanentă. O împărăție care niciodată nu va dispărea. Împărăția veșnică a Dumnezeului nostru. Prietenii mei, în seara aceasta, Dumnezeu dorește ca voi să trăiți în acea împărăție în care nu va mai fi suferință, nu vor mai fi amărăciuni, nu vor mai fi tristețe. Împărăția cea veșnică care va dăinui pentru totdeauna. În timpul celui de-al doilea război mondial, bombele cădeau deasupra Londrei, clădirile se prăbușeau. Un tată și fetița lui de 7 ani erau singurii care mai rămăseseră în viață din familia lor. Doi băieți fuseseră uciși în bombardament ca și mama. Și tata și fetița erau într-un adăpost antiaerian. Și fetița era îngrozită. Pământul se zguduia. Așa că ea spune, tăticule, mi-e frică de bombe. Fetița mea, suntem într-un adăpost, rezistă împotriva bombelor, du-te și culcă-te. Tăticule, dă-mi să țin mâna ta. O bombă a căzut din nou, adăpostul se zguduia. Tăticule, mi-e frică. Fetiță, du-te și culcă-te. Nu pot să mă culc. Nu pot să mă culc decât dacă știu că ești cu fața la mine. Fața lui Dumnezeu, prietenii mei, fața lui Dumnezeu se îndreaptă, e întoarsă spre pământul acesta. Din cauza aceasta știm că pământul acesta nu va ajunge o grămadă de cenușă. Pământul acesta este în mâna lui Dumnezeu. Și în curând, foarte curând, Domnul Iisus Hristos va reveni. Curând, foarte curând, El va coborâ din ceruri. Foarte curând, cerul se va ilumina de gloria Lui. În curând, foarte curând, vom fi luați în acel loc unde nu este boală și tristețe, unde nu este moarte. În curând, vom cădea la picioarele Lui și vom cânta Sfânt, 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 în acea împărăție care dăinuie pentru totdeauna. Ascultați! Cold glory. It was so bright and so fair. As I entered the gate, I cried, holy. The
Let's pray together tonight. Să ne rugăm împreună în seara aceasta. Într-o zi, când pământul se va sfârși, vom trăi în acea împărăție care va dăinui pentru totdeauna. Să ne plecăm capul pentru rugăciune, oriunde vă aflați, să ne plecăm capul în rugăciune și în liniște. Să ne rugăm. Să vorbim Creatorului Universului și să rugăm ca să vină în viața noastră, să ne ajute să fim gata ca să trăim cu El pentru totdeauna. Aceia dintre dumneavoastră care doriți, puteți să ridicați mâna spunând, vreau și eu să trăiesc în acea țară în care nu va fi suferință. Tată, dorim ca să trăim cu Tine de-a lungul întregii veșnicii. Atunci când împărățiile acestei lumi au trecut și când Domnul Iisus Hristos își va întemeia împărăția sa, vrem să fim acolo. Lumea aceasta nu este în mâinile oamenilor, ci este în mâinile lui Dumnezeu. Îți mulțumim pentru aceasta. Îți mulțumim că Iisus va veni, că o nouă împărăție se va stabili. În numele lui Iisus. Amin. În seara aceasta, la plecare, nu uitați ca să prezentați tichetul numărul 2 pentru a primi rezumatul prezentării din seara aceasta. Iar următoarea noastră întâlnire, miercuri seara, ne va vorbi despre semnele revenirii Domnului Hristos. Noapte bună!